Primul poem se cheamă 3-4 aprilie, palinghiorul de gardă. Aici, teama de păduc e mai puternică decât teama de moarte. Aici, teama de păduc e mai puternică decât teama de moarte. De aceea ei mă caută de păduc. Exasperați că nu găsesc păducii pe care îi caută. Cu degete ca niște nimbrici, care parcă răiesc direct din torace, în halatele lor impecabile. Eu stau liniștit. Te închipui spunându-mi, fă un duș fierbinte, pune-ți o cămașă curată și o să fie bine. Aș vrea să-ți fi înstruit o singură dată pantofii, ca să fie mai bine. Acum creierul tău e plin de păduchi. Ai o rană pe față, iar eu nu știu să cos. Nu ți-am înstruit niciodată pantofii. Ei mă duc într-o cameră unde oamenii sunt legați cu niște curene de paturi. Mi se întinde o sticlă cu apă. Cineva strigă un nume sonor de femeie, poate la linie. Sunt obozit de un jet de urină pe ceașaful sfrinos. Altul mâncă o bucată tare de pâine. Căci aici teama de foame e mai puternică decât teama de moarte. Și mirosul unde excremente e mai puternică decât teama de moarte. O înțepătură în fund și pe urmă nimic. Somnul zboară prin cameră ca o morie mică și neagră. E bine. Căci aici teama de insomnie e mai puternică decât teama de moarte. Peste o lună sau două voi putea să vă laud. Și eu am fost în Arcadia. Și eu am umblat în plângi prin Romană. Și pe mine m-au stropit mașinile cu noroi. Dar nu cu atâta dispreț ca această femeie care mă tunde și are un dinte de aur. Fără barbă, arăt ca o momie. Fern cerul se îndură și îndeți verge înapoi. Mă gândesc la mâinile tale de scumă și simt un miros de magnolie, cu mult mai puternic decât teama de foame și insomnie. Iau o pauză de fumat. Tu nici măcar nu știi unde sunt. Iar genunchii tăi tremură ca de obicei de dorință. Ți-am spus că mă vor aduce în cea din urmă aici. Acum, degetele tale probabil se zgribunesc în buzunarul altui bărbat, ca niște crenguțe de sfarăcie. Și aștept să reaud desfăcându-se în ciocuri. Friderița se uită la mine cu gura pungită de scârbă. Nu te mai victimiza, dragule. Ai ajuns aici doar din pricina extravaganțelor tale etilice. Ne ștergem la curfuri, răsunețele tale. Tac de câteva ore. Port o pijama care seamănă cu hârtia de ambalaj. Nu te mai victimiza, dragule. Scoate-ți odată creierul mărat din pantaloni. Câteodată mă gândesc la penisul tău ca la nasul plin de muncea unui copil. 4 aprilie, înainte de consultație. Îngrijitoarea șterge dușumeaua de flegme. Am ciocnit noaptea târziu un pahar de Bacardi cu propria moarte. Moartea mea semăna cu un plantator de cannabis și avea genunchii fierbinți. A început să mă salute pe gură. Iar eu nu știam că e moartea. Credeam că e doar o femeie. Acum stau pe un scaun de mân și nu mă gândesc la nimic. Timpul spitalului nouă are consistența noroiului. A creierelor ținute sute de ani în formă și aproape nichefiate. Aici părul și barba cresc mai încet. Aici mâinile infirmierilor au cumarea ceaiului cu bromură, iar capetele bolnavilor par făcute din sucativă. Eu însumi sunt un bolnav care stă pe un scaun de mân, ca în fața unui tribunal invizibil, care îmi va cerceta unul câte unul discerne, drămâindu-ne între degete, cântărindu-ne, căutând urmele de rujare morții, care mi-a sărutat într-o noapte cum acum e trapea.
acum bem din același pahar cu formon, așa cum am tădată cu mam, din aceeași țigară. Eu am ajuns un pacient al spitalului nouă, fiindcă mâinile mele păstrează memoria mâinilor tale de spumă, fiindcă unghiile tale au căpătat răceara unor instrumente chirurgicale, fiindcă astăzi este 4 aprilie dimineața, iar asistenta ne fumează la geam, povestind despre cum se prepara mai bine la somnul de pește oceanic. Pe mine nu mă întreabă nimeni nimic. Cred că n-am fost niciodată mai singur. Nu te mai victimiza, dragule, poartă-te demn. O femeie adevărată nu vrea să fie iubită, vrea să fie putută. E un coridor plin de bolnavi care fumează 2 sau 3 din aceeași țigară. Și scaunul acesta de mână, îmbrățișindu-mă strâns, așa cum tu nu m-ai îmbrățișat niciodată, sunt pașii îngrijitoare de slar cenușii, care șterge dușumeaua de frâne și creierul meu de circunvoluții. Hemoglobina suim prin coapsele asistentelor, umflându-ne sânii, ca pe niște pânze mari de corabie. Și e gustul cu sărciu al ceaiului cu bromură. Am sentimentul că zac într-o mașină și în inimile ceasului se rotesc înapoi. Timpul lumii e mult mai rapid decât timpul spitalului nou. Aici o jumătate de oră poate dura o jumătate de zi. E o jumătate de zi, o jumătate de săptămână. Aici trebuie să te răzi doar o dată la 3 săptămâni. Stau pe un scaun de mână, iar la capătul coridor nu-i apare Ofelia. S-a întors de la mănăstire îmbrăcată în negru. Ea strigă la tine. Creierul tău pute, nenorocitule. Întinzându-ți un pachet de țigări ieftine, desfaci pachetul cu gesturi mecanice și ți-a prins o țigară. Această femeie ți-a fost odinioară nevastă. Acum vorbește cu doctorii. Gesticulează patetic ca o păpușă în negru. Țigara are întocmai gustul ceaiului cu bromură. 5 aprilie în rezervă. Mă gândesc la pachetele noastre de gestă fiind roșu. Vecinul de cameră are niște caiete pline de maxime și nu știa niciodată medicamentele. Îmi ascunde sub limbă. Când nu avem țigări, așteptăm să ni se aducă țigări pe care apoi ne devorăm un acom. Niciodată n-am fumat cu atâta aviditate. Afară făceam ceva mai aristocratic, cu pauze lungi între fumuri. Niciodată până la filtru. Mă gândesc la pachetele noastre de Chesterfield roșu. La serine, când prefăcându-se că vor să apuce bricheta, degetele mele îți atingeau pe pulici mâinile. Acolo fumatul devenise aproape un ritual amoros. Aici se fumează necontenit 24 de ore din 24, iar fumul țigărilor poate să ia forme ciudate. De exemplu, forma unei corăbii. Spune Petre, îi strig vecinului de rezervă. Ce-i face dacă ai de o corabie? Eu am iubit odinioară o poloneză tristă ca vistula. Petre nu spune nimic, dușește și scuită pe dușumea, șterge frecva cu vârful papucului. Lipsi ei sau nu medicamentele e tot una, te bărbierești sau nu e tot una. Bine că mai avem un pachet de țigări, bine că dincolo de gardul spitalului, autobuzele trec prin percei ca niște corăbii cu mirodenii. Bine că asistenta are picioare frumoase. Bine că ni se îngăduie să fumăm 24 de ore din 24. Fumez și îmi privesc degetele. Au o culoare nesănătoasă. Sunt degetele pătate de nicotină ale unui fumător înrăit. Seamănă cu 10 soldați de plumb. Cu 10 bilete vechi de tramvai. Nimeni nu bănuiește că ele pot să săvârșească miracole. Îți pot preface mâinile, le poți face să se lichefieze și genunchii să tremure, să extragă din corpul tău vibrațiile cele mai grave și mai subtile,
să facă din ele o pianină de aer, iar din picioarele tale niște flaute. Fiecare din ele unde altfel, dar orgasmul lor e mereu mov. Niciunul nu te dorește la fel. Aceste degete te citesc și te scriu. Ele s-au transformat adeseori sexul în ritmul unei octeploare al drumului, descoperind în corpul tău teritorii încă virgine, căci nicio femeie nu e deflorată vreodată în întregime. Sunt degetele unui poet care scrie pe carne și nu pe hârtie. 10 degete mai sensibile decât ai poți în loc de buzunar din travai. 10 degete pe care tu ne poți face să apară ca pe niște coarne de melc din teaca lor ce nu știe de piere. Degetele unui apaș care țin pixul ca pe un cuțit. 10 vârful de sabie, făcându-te o femeie cu timen de apă. Ascultă pietre, îi strig pe cinului de rezervă. Simți ce miros nerușinat de femeie emană noaptea asta, cerșafurile și pernele. Filamentele becului au intrat în erecție și peste puțin vor începe să ejaculeze. Iar autobuzele trec prin berceni ca niște uriașe femeie de canguri. Petre tace. Poate se masturbează sub pădură. Poate se gândește la picioarele asistente și visează un elefant roz. Petre, hai să fumăm! Hai să nu mai așteptăm nicio corabie! Hai să fim caști! De ce dracu nu scoți mâinile de sub pătura dobitocule? 6 aprilie, prima duminică în spitalul de creiere. Sexul și moarte umblă prin oasele noastre ca două surori. Duminica se târăște prin spitalul de creiere ca o funie de nisip. Duminica, Petre, are culoarea oaselor noastre, în care măduva a început să se îngălbenească. Are culoarea pijamanilor noastre. Sunt aici deoarece am urât întotdeauna realitatea. Și Petre urăște realitatea. Și adolescentul care mănâncă pastă de dinți. Și Leo care a găsit într-o zi în plicunețul de cappuccino o femeie minusculă, cu sexul către rămânie de ar. Și femeia care ține un balon verde de ață și are lacrimi de mânie în ochi. Și fata care lipește etichete de pomi. Până și domnul cu barbă care vorbește cu miernele, rănindu-ne cu bucățele de pâine și povestindu-ne viața Mariei Valesca. Ca să urăști realitatea, trebuie să ai clavicule în formă de aripi, să crezi că sexul femeii o floare de colț, să faci bărcuțe de hârtie din bani. De asta ești tu pur ca o lovitură de palmă și petre smintitule. Spitalul de creiere seamănă cu spitalele pentru îngeri, așa cum toate femeile iubite de mine seamănă cu Polonia. Te-ai întrebat vreodată de ce Polonia nu e o insulă, Petre? O insulă din Marea Ohotsk, locuită de foci de eschimoși. Aici, asistentele se îmbracă duminica în roșu și alb, în culorile steagului polonez. Primim un ceai dimineața și un bunic de fasole sărită la prânz. Mergem de 100 de ori până la poarta spitalului. Așteptăm să primim o cafea de pomană. O așteptăm pe Maria Valesca. O așteptăm pe Manuca. Fata care aduce bolnavilor câte o plană portocalie de leu și le spune câte portocaliu răsărise soarele ca o fiară la Austerlitz. Manuca seamănă cu tinerii mareșale ai Imperiului. I-a botezat zilele săptămânii Arcole, Livori, Marengo, Austerlitz, Berezina, Leipzig și Waterloo. Obrazul Manuca e verde, piciorul Manuca e galben. Are culoarea oaselor noastre, prin care măduva curge ca vistura cea frumoasă. Are culoarea pijamanelor noastre. Domnule, v-am adus 5 portocale. V-am adus obrazul meu verde și piciorul meu galben. Văd pe creierul dumneavoastră luminile stinse ale Varșoviei, de bourne de tramvare ale Varșoviei, peste care cresc rogozul și papura. Rogozul și papura. Creierul meu seamănă cu hartă plină de pete, fiindcă tocmai am isprăvit
să scriu o carte a senzualității putride. Mi-au dat o mulțime de doctorii de la o vreme, părtăria de mexicana lui Costa, Venetis. E prima duminică în spitalul de creiere și manuca mi-a așteptă pe umer brala de leu. Stăm pe o bancă, ușor, ca frunzele de vestecă, ascultând vântul mânios de aprilie care bate mă văd dinspre distura așa frumoasă. Femurul manucăi se zărește prin rochie ca o țeavă de plumb, în timp ce vorbim despre insuri nepustie ale pinguinilor, despre Marea Ochotsk, dacă ar fi Verlaine și Rimbaud. Iubita mea își ține vaginul într-o cană cu dufănere, manuca, și scrie poeme în formă de opt, să afle lumea spre rușii păsânda ei neîntrecuți că suntem, am inventat poezia. Dumneavoastră ați pus-o pe muzică. Petre poartă o pijama ca fenie, ca morana comună. Ascultă, sexul și moartea umblă prin oasele noastre ca două surori. De acum înainte, voi înlocui în vertebrele tale o mie de ani, ca un virus într-o picătură de sânge.